37 de muncitori în construcții din India lucrează pe șantierele din Mehedinți, 15 dintre ei chiar la Drobeta, Turnul Severin. Astăzi, edilul Marius Creciu a stat de vorbă cu angajatorul lor. Eu să bănuiască... Știu foarte bine și sunt chiar foarte buni. Da? Cât s-a dus acum în 37 în prima fază. Dar au venit deja toți sau... Da, 37 sunt deja la muncă. Da? Și aveți împărțiți pe șantiere, pe toate șantierele. Da. Aici ai zis că aveți 4 pe bulevard. Aici sunt 4 pe bulevard, sunt 2 de servenți, 2 muncitori, 2 muncitori necalificați. Aveți pe toate categoriile. Peste da? Tot. Deci și mai aveți și la alte șantiere în județ, nu? Peste tot, da. Și asfaltatori, și pentru finisaj. Sunteți mulțumiți de ei așa cum lucrează? Pentru început suntem mulțumiți. Adică sunt okay. Muncitorii din India se simt bine la Drobeta, Turnul Severin. Le plac oamenii, au fost bine primiți și se integrează treptat. Good, huh? Nice. Good. Da, no problem. No problem. People are good. People is good. It's good. Good. Nice person. Okay. Bravo. Work is good. Work is good. Okay. It's good. Bravo. Edilul Marius Creciu spune că lipsa forței de muncă în construcție a făcut ca angajatorii să caute lucrători din alte țări. Am înțeles, de la constructori au dus 37 de muncitori din India, sunt deja în România, sunt împrăștiați pe șantierele din Mehedinți. În Drobeta, Turnul Severin avem aproximativ 15. După cum ați vorbit și noastră cu ei, am vorbit și eu cu ei, sunt în regulă. Spun că românii sunt un popor de oameni buni, da, care i-au acceptat din prima. Sunt diferențe culturale, nu mănâncă porc, nu mănâncă vacă, au pui de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână, vorbesc destul de greu engleza, dar îmi spune reprezentantul constructorului că din punct de vedere al meseriei știu ce au de făcut, au și deservenți pe utilaje. Pare a fi un lucru bun, având în vedere lipsa forței de muncă la nivel de țară în acest moment, pare o soluție. Noi, ca și primărie, suntem mulțumiți pentru că am avut momente în care nu se lucra. Pur și simplu angajatorii, cei care câștigau licitațiile, se blocau din lipsă de muncitori. Foarte mulți au plecat în străinătate, pe salarii mai mari, și a apărut această lipsă de oameni. Acum, într-adevăr, simțim și noi că se lucrează la nivel de municipiu. Șantierele, cel puțin acolo unde sunt și acești muncitori străini, dar și datorită faptului că s-a mărit puțin salariul și prin acea ordonanță, într-adevăr se vede o mișcare, se vede schimbare în ceea ce înseamnă lucru în construcții în municipiul Drobeta, Turnul Severin.